Bună seara, Ianis. O eliminare așa venit în ultimele minute. Ok, nu ați făcut cel mai strălucit joc al vostru, asta e clar, dar parcă și așa să ieși după un gol primit în ultimele minute e și mai dezamăgitor. Da, am avut un joc de așteptare azi. Nu cred că nici ei și-au creat atât de multe ocazii. Într-adevăr, nici noi, dar nu știu, poate dacă rămânea 0-0 în prelungim să putea întâmpla altceva. Asta este. Cum te-ai simțit? Ai avut un stadion ostil astăzi, tot timpul partidei ai fost înjurat, apostrofat? Da, nu. Ne-am auzit. Am jucat nu, și te-ai auzit, dar n-ai băgat în seamă. Dar acum ce să fac? Na. Am jucat și pe stadioane mai pline, deci sunt obișnuit cu presiunea, nu m-a afectat, să zic așa. Na. Alegerea lor, cântă ce vrea fiecare. Important e că am ieșit din cupă. Oricum, eu îți mulțumesc că ai venit la interviuri, mai ales după meciul ăsta și mai ales că ai avut un stadion ostil. Ce crezi tu că v-a lipsit astăzi? Ok, n-ați avut niciun șut pe spațiul porții, ați avut doar acea bară a lui Bejan, dacă nu mă înșel, în rest, două sau trei șuturi la poartă, puțin cam puțin, nu totuși, indiferent că a fost adversarul bun sau nu. Da, puțin cam puțin, dar nici ei nu și-au creat nu știu ce ocazii. Da. Neatenți acolo la ultima fază, vom analiza cu mister ce am greșit. Avem meci din nou peste 3 zile, trebuie să luăm cele 3 puncte și să sperăm că le vom lua. Nu, că nu vă luați, revanșa în campionat pe teren propriu? Trebuie să ne luăm. Măcar atât, nu? Da, asta este, până la urmă, na. Poate au fost un pic mai buni, meritau să meargă, trebuie să fim fair play. Poate astăzi a fost seara lor, dar peste 3 zile avem o nouă șansă. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Baftă.